Nu mai este printre noi. Astăzi se împlinesc 3 ani de când s-a dus în stele. Deci nimic nu este întâmplat. Da, așa este. Și ce să spun eu despre familia mea? Familia mea... Am apărut în 1973, după mulți ani în care ei, părinții mei, au fost căsătoriți și și-au dorit mult un copil. Chiar era o glumă că în anii 70, la inundații, au vrut să-i înfieze un copil. Și... Am fost bine că am mai așteptat câțiva ani și am apărut eu. Și am avut una dintre cele mai fericite copilării pe care le poate dori un copil într-o familie. Așa cum am spus, cu o mamă foarte calmă și caldă și cu un tată foarte echilibrat și bun. Mama a fost profesoară de română unde? Mama a fost profesoară de limba română la școala generală numărul 2 cu GIR. Ani foarte mulți. Acum este în pensie și ți-a fost și ție dirigentă. Da, mi-a fost și mie dirigentă, deci am cunoscut măcar o generație. Da. Foarte bine. Și tata? Tata a fost inginer în fabrică, o perioadă șef de secție, o perioadă director al fabricii de electrocasnice din care era componentă pe vremurile acelea auzinele mecanice cu GIR. Și un om atras, da, de muzică. De muzică. Cum a venit această pasiune? Cum și-a dat seama? Ei, povestea este un pic mai veche, pentru că bunicul meu a cântat tatălui a cântat în Fanfara Unirii. Și a participat la Unire ca și om care a cântat în fanfară. Tatăl meu a avut un frate care a înființat prima orchestră în 37 de muzică, nu știu dacă muzică modernă, să spunem, în vremea aceea. Și apoi tata, în anul întâi de facultate, a fost selectat pentru opera din Cluj. Din păcate, nu a acceptat. Bunica mea a avut un cuvânt puternic de spus și a spus, nu, inginer, că muzicienul mor de foame. Da, da, nu credeau în muzică. Nu credeau ca și muzicieni profesioniști. Și atunci tatăl meu a rămas inginer cu dragoste de muzică. Da. Orice instrument îi se punea în mână, el știa să cânte. Fără să aibă studii muzicale de specialitate. Pot să spun că el mi-a pus chitara prima dată. Da? Da. Aveam 9 ani și soții Crișan se ocupau de grupul folk al școlii gimnaziale, atunci general, în numărul 2 cu GIR. Da. Ce studii ai tu? Eu? 92 am terminat liceul și am plecat în Cluj și am terminat o facultate de agromontanologie. Din păcate, n-am profesat în zona aceasta. Ce înseamnă? Ce înseamnă secția aceasta? Că noi nici nu știm. Este agricultură în zona montană. Deci tot ceea ce este legat de zona montană, cred că mie mi-a plăcut cum sună. Eu spun foarte sincer că era agromontanologie și ecologie montană. Totdeauna am fost atrasă de zona asta. Dar, din păcate, nu am profesat în zona respectivă. În anul 5 de facultate m-am angajat în Cluj și am mai rămas încă 5 ani de zile. Am fost area manager a unei firme de marketing și apoi viața m-a dus înapoi în Cluj. Viața, destinul... Da, te-a dus înapoi în Cluj. M-a dus în Cluj. Și acum lucrez? Acum lucrez la Serviciul Public de Asistență Socială. Între timp am mai făcut studii. Am făcut inclusiv asistență socială, deci sunt și asistent social și am terminat un master în managementul serviciilor sociale și de sănătate. Cam asta despre studii. În rest... Da, ai un parcurs profesional destul de așa ca... M-am regăsit poate un pic mai târziu decât restul, pentru că am realizat că îmi plac oamenii mai mult decât partea de inginerie.
sunt atrasă de oameni și atunci și îmi place să ajut oamenii și atunci clar am mers pe zona aceasta care îmi place mult mai mult. Da. E mult detaliu și multă trăire intensă în ceea ce ne spui în această discuție și toate, de fapt, vorbesc despre o recuzită existențială care asimilează momente frumoase, așa cum ai spus tu, provin din poate cea mai fericită, cea mai frumoasă familie. Cadre surprinse în acest glamour al lor, toate parcă puse spre autoanaliză astăzi. Mi-ai spus că astăzi se împlinea și 3 ani de când tata nu mai este. Da. Eu te-am simțit întotdeauna mergând așa spre o zonă liberă, adică te-am simțit o femeie independentă. De aceea am încercat să tatonez zona libertății tale interioare și poate ne spui un pic ce pasiune ai tu. Pasiuni. Cred că tot muzica. Tot muzica. Tot muzica, din păcate. Eu... Ce gen muzical preferi? Prefer multe genuri muzicale, deci am ajuns la... Nu m-am fixat pe un anume gen muzical. Îmi place să descoper tot timpul ceva nou în muzică. Îmi place muzica folk, muzica country. Ai cântat vreodată, Ana? Că eu știu că ai cântat. Am cântat de mult, am cântat și da. Eu. Din păcate, cred că vocea nu mă mai ajută și am lăsat... Aud și ascult și am o ureche muzicală deosebită, dar nu m-a ajutat partea vocală, niciodată. Adică nu atât pe cât mi-aș fi dorit eu sau încât să pot să fac performanță din muzică. Și atunci am preferat să fiu unul din spatele unei zone muzicale. Am descoperit și o altă parte frumoasă a muzicii, muzica de fanfară, pentru că domnul Vasile știe, a fost împreună cu noi. Imediat vin întrebările. Da, în zona în care lucrez eu, m-am axat pe zona de proiecte. Și unul dintre cele mai dragi proiecte și proiectele de suflet a fost dotarea cu instrumente de fanfară a fanfarei Transilvania. Pentru că am descoperit și o muzică de fanfară care este specifică sau o zonă de muzică care este specifică cu girului, pentru că bunicul meu a cântat într-o fanfară, atunci toate lucrurile s-au legat și mi-am dorit foarte mult ca pentru fanfara Transilvania din Cugir să fac și eu ceva. Și asta a fost primul pas, i-am ajutat să-și achiziționeze niște instrumente foarte performante. A fost un proiect costisitor? Da. Da, pentru că instrumentele muzicale bănuiesc că sunt foarte scumpe și trebuie îngrijite, nu? Da, deci proiectul în sine a fost unul dintre proiectele în care asociația la care sunt președinte a fost partener pentru dotarea și funcționarea unei structuri de muzică, să spunem, făceam cursuri cu copiii, că a fost 100.000 de euro valoarea totală. Pentru numai pentru strict pentru muzică. Proiectul a fost mai mare. Proiectul a fost mult mai mare. Spune-ne ceva și despre asociația ta. Ei, ai ajuns la altă pasiune de mine, pentru că mi-a întrebat pasiuni. Nu știu, cred că este o muncă împinată cu pasiune, este o asociație pe care am fondat-o împreună cu încă câțiva prieteni în 2012 și este copilul nostru, așa îi spunem, copilul nostru în ceea ce privește munca. Este o asociație de un ONG de asistență socială și care a fost implicat în foarte multe proiecte cu finanțare europeană, ca solicitant sau ca și partener. Nu știu dacă aș vrea să canalizez aici, pentru că am pornit în zona cealaltă, dar și asta este una dintre pasiunile mele.
Da, ați observat, domnul Dumitru Vasile, ce frumos vorbește despre comunitate. Este parte din Cugiria. Ce ziceți? Așa este, așa, pentru că o cunosc, de școală, de o cunosc pe doamna Ada Crișan de acum câțiva ani, când am fost voluntar în organizația dumneiei sale și am rămas extrem de impresionat de atitudinea dânsei față de acei copii cu probleme. Să le zicem cu probleme, nu neapărat. Erau copii care necesită o atenție, care necesită o comunicare specială și chiar eram curios dacă aveți și psihologie studiată special pentru așa ceva. Doar cursurile care se fac în cadrul universității, nu în mod special. Cred că ține mai mult de empatie. Așa sunteți dumneavoastră, ține... o fire comunicativă, o fire iubitoare de oameni, cum ați spus. Da, și ține mult de educație, ține mult de... Ne putem plusa acel echilibru de care ai vorbit în familie. Echilibru din familie, zona, părinții mei, mama a lucrat mult, foarte mult cu copii din zona în care lucrez și eu. Da. Eu am rămas uimit, acolo era o familie. Chiar dacă nu erau copiii dumneavoastră și erau foarte mulți, chiar că diferau ca vârstă, diferau ca preocupări, ca temperament. Erați ca o mamă pentru ei și Cristi Roman ca un tată. Vă ascultau în tot și în toate. Eu care încercam să ajut, am avut conflicte, cu ghilimele de rigoare, nu conflicte. Nu știam să abordez dialogul cu copiii. Dumneavoastră ați atenuat, întotdeauna, ați rezolvat întotdeauna totul cu calm, cu bucurie, cu... Parcă cu plăcere. Da, noi vorbim aici și vorbiți despre școala magică, da, care am făcut-o noi. Da. A fost o etapă de voluntariat de 2 ani de zile în care oameni inimoși, voluntari în totalitate, deci acela a fost un proiect de voluntariat 100%, în care am avut sprijinul Serviciului Public de Asistență Socială, unde lucrăm și eu și Cristi, ne-am dorit ca în școala magică pentru copiii dezavantajați să facem ceva. A pornit de la o idee, hai să facem teme, pentru că nu știu să facă tema la engleză, la matematică, la română. Și de la 5 copii ne-am trezit cu vreo 30. Ne-am simțit deja copleșiți și atunci am solicitat sprijinul voluntarilor din comunitatea din Cugir. Domnul Vasile a fost unul dintre ei și, într-adevăr, copiii provenind din zone defavorizate erau de diferite vârste, cu temperamente diferite, cu preocupări diferite, cu atitudini față de autoritate, față de școală diferite. Și a trebuit să facem cumva să meargă. Adică să fie o școală magică. Să fie o școală magică, da. Din școala magică s-a continuat un proiect în care și noi am fost parteneri împreună cu asistența socială și ne dorim, cel puțin eu îmi doresc ca școala magică să reînvie. Pentru că, da, a fost magică. Da. Copii care nu știau să scrie, din păcate, au ajuns să scrie, au ajuns să citească. Da, este un câștig, 30 de beneficiari care... 30 de copii, diferite vârste, diferite clase, care au făcut progrese reale la învățătură. Reale. Dintre ei, doar vreo 2 au fost care au abandonat. Și legat de școala magică, nu știu dacă vă aduceți aminte, era un băiat, tot așa provenit dintr-o zonă săracă, dintr-o familie cu un singur părinte. În pauză, toți copiii au ieșit să se joace. Erau copii și erau neastâmpărați și vreau și simțeau nevoia să-și consume energia. Și băiatul ăla a luat o carte și în loc să se joace cu restul copiilor, asta și-a citit. Și aia a fost cea mai mare. Atunci am zis, asta este școala magică. Când un copil descoperă o carte. Și-și dorește să citească. Și-și dorește să citească. Da, eu vreau să-ți fac o propunere înainte de domnul Dumitru Vasile. Ați putea să o faceți și împreună cu școlile, cu unitățile școlare din Cugir, sub o pedire, sigur, a voastră, cu ideile voastre, cu a fi proiectul vostru,
Poate că eu, de exemplu, n-am știut nimic despre acest proiect și mă bucur tare mult să aflu. Eu știam numai de un proiect de la Ține de Tine care a mers pe același linie, probabil, ca și Da, au fost acesta. sunt multe, mai sunt și organizații, au mai fost și proiecte finanțate, dar acesta a fost strict... Numai de suflet. Numai de suflet și numai de voluntariat. Da. Imaginați-vă că eu am venit să vă ajut și eu am plecat mai bogat. Am văzut copiii aceia antrenându-se pentru dansuri, i-am văzut antrenându-se pentru fanfara Transilvania. Era un băiat care scria poezie. L-am pierdut, din păcate, nu mai țin legătura cu el. Dar un băiat extraordinar, care avea multe și mari probleme și totuși scria poezie și era comunicativ și era doritor de apropiere, de prietenie. De fapt, așa au fost toți. Pentru că cel mai mare câștig al meu a fost, să zicem, pe plan artistic sau pe latura asta a sufletului, întâlnirea cu grupul de spanioli. A fost ceva, un festival artistic pentru mine. Și un câștig și mai mare, local, al Cugiriei, este faptul că am rămas prieteni cu toți acei copii, inclusiv cu dumneavoastră și cu domnul Cristi, dar cu toți acei copii care au crescut, care acum sunt domnișori și domnișoare și ne salutăm și stăm de vorbă în oraș. Da, mai spunea la începutul emisiunii, cred că emisiunea va fi sub semnul prieteniei. Eu am zis, nu, este a familie, dar acum revenim, că se pare că Ana are prieteni și aici în studio. Da, familia în primul rând înseamnă prietenie, Luminița. Înainte de toate, dragoste și prietenie, nu? Dar pentru că eu sunt omul rău din emisiune, omul cu întrebările. Da. Spuneți-ne, vă rog, detaliați-ne, vă rog, că ați spus că tatăl dumneavoastră se ocupa și de muzică. Ați specificat asta, avea și alte pasiuni. Da, avea pasiuni. În momentul ăsta mi este un puțin greu să vorbesc. Da, avea muzică. A avut o perioadă în care a făcut sport și în rest pasiunea lui a fost tot așa munca. Zona a fost pasionat de ceea ce face, de zona avea pasionat de electronică în condițiile în care el era inginer mecanic și electronică nu se făcea. El a fost un autodidact în zona electronicii. Mai am cutii întregi de tot felul de fire, sârme și piese. Și-a făcut singur tot felul de lucruri în casă, ne-a făcut pentru noi. Da, avea lucruri care... Frumos. Aveți un material înregistrat rămas? Audio? Da, am și audio și poate o să vă surprindă, am și video. Materiale video... Pentru că tatăl meu a avut o cameră de filmat pe 16 mm începând cu anii 72. Uai, tezaur! Și am multe filme cu Cugiru și cu Cugiru, bine, și cu familia câteva și cu zona, dar am multe filme, poate role cândva... întregi de filme pe 16 mm. Pe care le văd nu foarte des, pentru că aparatura este de acum destul de greu de găsit și așa, dar le revăd odată la 2-3 ani când le... Da, se face dor, când mi se face foarte dor de ea. Da, dincolo de călătoria pe care ne-am propus-o împreună, am trecut și prin sertarele trecutului atât de mult, dar și prin actualele spații. Poate ne spui ceva despre proiectele tale actuale la serviciul pe care, unde activezi? În momentul de față am încheiat cu serviciul un proiect și cu asociația și mai avem un proiect nu pe serviciu, pe asociație, în care suntem parteneri tot pentru copii, că iarăși zona asta pentru adolescenți de data aceasta este un proiect tot cu finanțare, pentru că noi cumva facem un echilibru între zona banilor și zona voluntariatului. Avem un proiect care se numește Învățăm de la profesioniști experimentați, în care mai avem, ca asociație mai avem doi parteneri, o firmă din Cugir
și o asociație, tot un ONG din Alba, cu care colaborăm de foarte mulți ani, proiecta cărui beneficiari sunt elevii de la Colegiul Tehnic de la Lăzărescu din Cucir. Deci acela este grupul țintă. Acela este grupul țintă. Proiecte de suflet, vrem să demarăm iarăși școala magică pentru cei mai mici. Da. Dacă e nevoie, prezent. Cu drag. Începând din toamnă, să vedem cum ne organizăm. Da. Te-am simțit așa conectată cu trecutul, vorbești foarte frumos despre tatăl tău, care nu mai este printre noi, dar toate aceste episoade, să le spunem, care izbucnesc din trecutul nostru, caută sensul ascuns la eterna întrebare, ce urmează? Ne-ai spus, în afară de acest proiect cu școala magică, ce crezi că urmează? Nu știu, câteodată îmi place să las viitorul să mă surprindă. Ți-ar plăcea să faci și altceva? Toate, da, mi-ar place, dar chiar las viitorul să mă surprindă. Vreau să văd încotro se îndreaptă energia și puterea mea de muncă. Cele mai frumoase lucruri sunt lucrurile care pentru mine au fost nu lucrurile planificate, ci lucrurile spontane, ci lucrurile care au venit pur și simplu pentru că trebuiau să vină. Pentru că așa a vrut Dumnezeu, pentru că așa s-au orânduit lucrurile și astea au fost cele mai frumoase și ca proiecte, și ca viață, și ca tot. Lucrurile care vin pur și simplu și ne surprind. Le-ai strâns toate într-un buchet. De obicei, răspunsul la această întrebare reunește călătoriile noastre personale, popasurile sau evidențiază pur și simplu predilecția pentru refugiu în măreția trecutului. De obicei ne legăm așa de trecut. Ai spus, bunicul a fost cu fanfara și mie îmi place muzica de fanfara. Am avut un proiect, am dotat cu 100 de milioane, da? 100 de mii de euro. 100 de mii de euro am reușit să dotăm fanfara cu instrumente muzicale. E greu să ne desprindem și să mergem mai departe cu experiențele noastre, să ținem pasul cu schimbările. Nu că au fost niște schimbări în acești 2 ani. Cred că au țintuit, poate, sau nu știu. Sigur ne-au țintuit. Poate chiar să trecem la un alt gen de proiect sau pe un alt post, așa cum ai spus. Deci v-au țintuit. A fost foarte greu. A fost foarte greu și pentru copiii care erau obișnuiți să facă repetiții la noi. A fost greu și pentru noi, cred că pentru toată lumea, dar încercăm eu cel puțin vreau să luăm partea bună din tot ce s-a întâmplat în perioada aceasta. A fost o perioadă în care fiecare dintre noi ne-am descoperit alte lucruri, alte valențe, așa cum erau foarte multe nume pe Facebook, ne-am descoperit familia, nu este cazul meu, dar am descoperit alte laturi interioare ale noastre. Da.